proiecte mari, mature, pe care noi, Consiliul Județean Suceava, Spitalul Județean Suceava, le-am pregătit. Este vorba de un pavilion de oncologie de 75 de paturi, chiar aici, în spatele nostru, undeva dorim să-l facem în acest păpușor, și care să aibă ambulator, să aibă săl de tratament, inclusiv spații pentru aparținători, foarte important acest lucru, și toate dotările corespunzătoare pentru tratamentul bolnavilor de cancer. O investiție de 11 milioane de euro. Noi am demarat toate procedurile, suntem pregătiți să dăm drumul și pe banii ai Consiliului Județean, dar ne-am bucurat să fim preluați pe PNRR sau pe alte surse externe de finanțare, pentru că totuși este un buget mare. Dar ăsta ar întregi schema de funcționare a tratamentului împotriva cancerului și Suceava ar deveni, după Iași, al doilea centru unde se poate trata cancerul fără să mai aștept 6 luni, 7 programări la Târgu Mureș sau în altă parte. Al doilea este depus la CNI, pavilionul pentru pediatrie. Deci e un corp de clădire pentru spital pediatrie, inclusiv maternitate, de 495 de paturi. Să știți că am făcut multe studii. Județul Suceava, un județ cu peste 750.000 de locuitori. Problematica copiii. Noi avem în jur de 300 de cazuri pe zi la UPU. Cred că suntem unul dintre campioni, din păcate, la UPU, care vin, din care unul este copil, unul dintre ei e copil, cu problematici foarte complexe. Și am discutat cu medicii, am discutat cu toate forurile din domeniul acesta, deci nevoia unui spital de pediatrie, unui pavilion de pediatrie. E o investiție curajoasă pe care am dorit să o facem. Am finalizat studiul de fezabilitate la CNI, urmează aprobarea, din câte știu, și mai avem pavilionul de boli infecțioase de 111 locuri. Pandemia de acum 2 ani, anul trecut, ne-a arătat că e nevoie să avem un pavilion separat de celelalte corpuri de spital și important să gândim așa. Am pregătit și acest proiect care are studiul de fezabilitate finalizat. Facem toate astea pentru că aici am pregătit și 30 de apartamente pentru medici, pentru familii de medici să vină. Pregătim și alte investiții curajoase la Suceava. Avem un pasaj subteran care se lege cele două corpuri de spital, Spitalul Vechi și Spitalul Nou. Și în felul acesta, Spitalul de la Suceava va deveni un spital cu adresabilitate regională. Eu încă o dată vă mulțumesc, le mulțumesc domnilor miniștri, domnului prim-ministru, sunt convins că și dumnealor o să ne ajute, pentru că noi am făcut treabă, am pus bani din bugetul propriu al spitalului, al Consiliului Județean, și acolo unde se poate din bani guvernamentale am fost ajutat și mulțumesc, și dorim în continuare din fonduri europene sau din fonduri guvernamentale să facem ceea ce așteaptă pacienții noștri aici la Suceava. Vă rog, domnule prim-ministru.